Sunt șapte calități ce îl definesc pe un bărbat alfa. Însă, ce înseamnă să fii un bărbat alfa? Ce înseamnă să fii un bărbat alfa? Să trecem puțin în regatul animalelor. Un mascul alfa este cel care este liderul haite și este cel care alege cu cine să se cupleze din haită, da? da? Cu femelele din haită și așa mai departe. Însă, poate vă întrebați ce legătură are asta cu noi. Ei bine, noi nu mai trebuie în acea perioadă în care trebuia să luptăm fizic cu celelalte persoane pentru a demonstra că suntem bărbați alfa, da? pentru a deveni mai atractiv în ochii unei femei. Însă, trăim într-o societate în care uh, o femeie este mai atrasă de un bărbat alfa deoarece el are anumite caracteristici care îl diferențează față de ceilalți uh, bărbați. Da? Și o să vă prezint cele șapte calități care te vor ajuta nu doar să devii un bărbat mai atractiv, un bărbat alfa, ci te vor ajuta să trăiești o viață plină de satisfacție, împliniri și splendidă. Grozavă. Bun. De ce spun lucrul acesta? Ei bine, pentru că prima și cea mai importantă calitate a unui bărbat alfa este pasiunea, ambiția, determinarea pe care el o exercită. Da? El acționează în direcția obiectivelor și scopului și visului lui care dorește să-și le îndeplinească în viață. Are obiective și se străduiește din greu, din greu să-și le îndeplinească, da? Nu dă înapoi, își cunoaște locul în această lume, da? Este curajos și nu permite nimic și nimănui să-l oprească din drumul lui spre succes, spre a-și îndeplini obiectivele, visul și așa mai departe. Și am o întrebare pentru voi. Care este pasiunea voastră? Ce obiective măreți te străduiești să le îndeplinești. Cât de hotărât și de determinat ești să trăiești o viață plină de aventuri. Hm? O altă calitate a unui bărbat alfa este că el este tot timpul în control și nu în controlul celorlalți, ci în controlul emoțiilor sale. Deoarece nu este sclavul emoțiilor sale. El este capabil să ia decizii înțelepte, inteligente și raționale în orice moment. Da? știe ce este bine pentru el și pentru ceilalți din jurul lui, deoarece el este liderul grupului. Și nu se plânge, nu se voicărește aproape niciodată, da? Foarte rar face lucrul acesta. Muncește și caută întotdeauna soluții la problemele cu care se confrunte și niciodată nu lasă nicio are a vieții sale să scape de sub controlul lui, da? Tot timpul este în control și un lucru important înțelege ideea moderației, da? Nu se duce în excesuri. Tu ești în controlul vieții tale? Un bărbat alfa prea controlul vieții sale. Ia decizii și nu se lasă purta de val. Își asumă responsabilitatea pentru fiecare decizie pe care o face, mică sau mare, el își asumă decizia, da? Își asumă responsabilitatea. Și merge mai departe indiferent dacă reușește sau dacă eșuează, da? Dacă fail, da? Dacă eșuează. El își construiește singur calea sa. Unică, deoarece este exact ceea ce el își dorește, da? Tu ce-ți dorești? Care este calea ta unică? Preiei controlul vieții tale sau îi lași pe celălalt să decidă în ce direcție merge via viața ta, da? Te lași pe de val? Hm? O altă calitate importantă a unui bărbat alfa este limbajul trupului, da? Stă drept, ferm, nu aplicat, gâb, cum îi se mai spune, da? Țărănește, da? Stă drept, vorbește încet, cu calm, cu încredere, serios, se face înțeles și un lucru important, păstrează tot tipul contactul vizual cu oamenii cu care intră în contact, da? ceea ce îl și face mai atractiv în ochii unei femei atunci când vorbește cu ea. Și un lucru uh, important este că atunci când păstrează contactul vizual, captează atenția persoanelor cu care el comunică. Da? Da? O altă calitate mega importantă a unui bărbat alfa este că nu este teamă să-și înfrunte fricile sau, cum îmi place mie să zic, demonii. Da? Nu este frică să-și înfrunte fricile. Da? Poate frica există în interiorul lui, da? Și, însă nu-i permite să îl oprească în a face ceea ce știe el că este important, ce își propune. Și acest uh, aspect îi permite să treacă mai ușor peste eșecuri, deoarece știe că doar așa poate evolua. Doar din eșecuri învață, da? crește, evoluează, devine mai bun și se apropie că un pas de a-și îndeplini obiectivele. Pentru el scuzele aproape că sunt necunoscute, că nu sunt existente, da? Tu ce scuze ai? Ce scuze te opresc din a munci și din a da tot ce mai bun din tine spre a-ți îndeplini obiectivele? Ia spune, hm? ce scuze? Care e prima scuză care ți-a venit acum în minte de ce nu vei reuși să-ți îndeplinești obiectivele? Hm? Un alt aspect important al unui bărbat alfa este că nu-i pasă ce cred ceilalți despre el, ce vorbește lumea despre el și așa mai departe cum se află în societatea noastră. El este încrezător în propriile sale puteri, da? el este încrezător în deciziile pe care le ia, își asumă responsabilitatea și nu are nevoie de validarea celorlalți. Da? Deci nu, nu își cere scuze pentru ceea ce el își dorește să îndeplinească să, uh, visele lui pe care el le are. Are un set de principii, are un set de valori pe care el și le respecte și nu se abate de la el. Însă, am o întrebare pentru voi. Simți că încerci să obții validarea celorlalți, aprobarea celorlalți? Treci o viață bazată pe ceea ce spun celorlalți din jurul tău despre tine? Hm? Automat, când încetezi să îți mai peste de ce crede lumea despre tine, pentru că lumea oricum va vorbi întotdeauna despre tine, atunci vei începe să faci cu adevărat ceea ce îți place să faci. Îți garantez. Un alt aspect a unui bărbat alfa foarte important este că lasă tot timpul o impresie pozitivă celorlalți, da? Pentru că nu se gândește doar la el însuși, dar la propria lui persoană. El este suficient de încrezător și de curajos încât ajunge să facă sacrificii din timpul lui pentru a-și ajuta prietenii, familia, comunitatea și așa mai departe. Da? El inspiră pe ceilalți, da? Deci nu se gândește doar la el însuși, da? Ajută comunitatea în care se află, îi ajută pe ceilalți, îi inspiră prin caracterul pe care el și l-a dezvoltat, da? Îi ajută pe ceilalți să devină o versiune mai bună a lor. Tu, cum îți dedici timpul pentru a-i ajuta pe ceilalți? Cum îți dedici timpul? Te sacrifici puțin, măcar în fiecare zi, pentru a inspira, pentru a ajuta pe ceilalți. Atunci când începi să pui în practică aceste calități, aceste caracteristici, automat vei vedea și vei uh, observa cum lucrurile vor începe, vor începe să se îmbunătățească în viața ta, da? Lucrurile nu se întâmplă peste noapte, da? Este un lucru foarte cert. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte, de aceea trebuie exersate în fiecare zi, puse în practică în fiecare zi și vei vedea cum lucrurile vor începe să se schimbe de la zi la zi. Te vei simți ca și cum pășești pe covorul roșu, da? Te vei simți uh, mai energic, mai entuziasmat, mai pozitiv, mai încântat și așa, mai departe. Însă am o întrebare pentru voi. Ce alte calități credeți că îl definez pe un bărbat alfa? Aștept răspunsurile voastre în rubrica cu comentarii, dar sunt curios să văd ce calități mai sunt și haideți să vedem dacă acest video ajunge la 100 de like-uri. Și nu uitați, sub, subscribe la canal, share și să treci la treabă, pentru că aceste calități nu se pun în practică singure. Spor!